Ceea ce se dorea până de curând un proiect ambițios și unic. Este vorba despre transformarea feribotului de la Giurgiu în zonă muzeală. A devenit deja un proiect nereușit. Găzduit în spațiul fostului șantier naval, această construcție unică în Europa, ce datează din 1940, a fost descompletată de tot ceea ce însemnat fier ușor de furat, apoi de calea ferată. Jaful poate fi stopat anul acesta, când feribotul poate fi dezafectat. Soarta feribotului din Giurgiu s-a schimbat radical. Această construcție unică în România la vremea sa va fi dezafectată și în locul său va apărea portul trimodal. Feribotul de la Giurgiu a fost construit în 1940, inaugurat în 1941, închis în 1954, iar din anul 2010 părăsit și plin de bălării. Deși este o lucrare arhitectonică de valoare, care ar fi trebuit inclusă în fondul patrimoniului tehnic și industrial național, alături de clădiri precum Căpitania Portului sau Podul Bize, feribotul a atras doar în ultima vreme atenția municipalității și a specialiștilor. Cu ceva vreme în urmă, instalația a fost trecută din administrarea Ministerului Transporturilor, aflată în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, CFRSA, în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al municipiului în vederea realizării unei zone muzeale în aer liber. Între timp nu s-a mai întâmplat nimic și, așa cum era de așteptat, feribotul a devenit atracția căutătorilor de fier vechi, care au descompletat tot ce se putea și au furat până și calea ferată. Mai nou, printr-un proiect european de aproximativ 15 milioane de euro, portul Giurgiu va fi modernizat, feribotul dezafectat, iar locul său va fi luat de o infrastructură trimodală de transport, care va permite accesul pe apă, rutier și pe calea ferată. Feribotul va rămâne o simplă amintire și, pentru a nu fi uitat definitiv, muzeografii giurgiuveni pregătesc tipărirea unei lucrări științifice bilingve, intitulată Instalația de feribot la Giurgiu 1940-1954.